Așa. Deci, Felicia, tu ai experiență că ai apărut la radio cu niște declarații, nu? Hai, trebuie să le arăți colegilor să dai un exemplu și să ne spui ce ți-a plăcut ție la curs. În general, totul. Pentru că eu am avut experiență mai mică în domeniul internetului, având doar de un an de zile internet în bibliotecă, dar aici am încercat să-mi acumulez câteva cunoștințe și să sper să le pun în practică la Mircea, că doar aici, în scurt timp, în câteva ori pe zi, nu pot chiar să le aprofundez. Bun, deci în general ți-a plăcut totul. Dar în particular ce nu ți-a plăcut? În particular, două zile a fost ploaie și neodată. Două zile a fost cald și în rest a fost tot ok. Și am avut la cine învăța. Ei, acum, ne complimentez pe tine. Trebuie. Da. Au fost poate, știu eu, ai fi vrut să înveți, nu știu, să folosești un alt program și nu n-ai avut ocazia, că na, cursul nu poate cuprinde totul. Deci, ai un program anume, știu eu, pe care ai fi vrut să... Un program anume, să spun că ar fi, dar termenii care se folosesc la internet, aia de acum eu urmează să-i folosesc cât mai des, pentru că eu nu am fost prea în temă cu ăștia termeni care se folosesc la programe, la vorba de tot felul de blog, de chestii, de astea eu. Fiecare, poate sunt colegii care au lucrat mai mult pe internet, eu doar de un an de zile sunt mai... Sunt să încercăm de acum, lucrând cât mai des cu calculatorul și cu așa, să mergem, exersând, vom ajunge la înălțimile și la alți colegi care au fost odată cu noi în săptămâna aceasta de curs. Mulțumesc! Și eu.